Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Trăim vremuri în care suntem bombardați din plin cu mesaje negative, cu știri care ne impactează foarte tare emoțional. Ne este teamă pentru viața noastră, ne este teamă pentru viața celor apropiați. De aceea, în cadrul emisiunii În căutarea stării de bine de astăzi, ne propunem să descoperim modul în care gândurile negative au impact asupra corpului nostru. Sunt Simona Nicolaescu și l-am alături de noi pe Ion Bucur. El este psihoterapeut de 20 de ani, specializat în psihoterapie de scurtă durată, colaborativă, experiențială și sistemică. Și cel mai important este faptul că are formare în somatoterapie. Bine ai venit, Ion! Bine te-am găsit! Deși trăim aceste vremuri, aș vrea să descoperim împreună câteva idei, astfel încât cei care ne văd să fie inspirați și să găsească soluții pentru viața lor. Într-adevăr, totul se schimbă, de la modul în care lucrăm, de la modul în care vom interacționa acasă, modul în care vom interacționa cu cei din jurul nostru. Și știu că tu ai deja foarte multă experiență în a lucra cu oamenii, astfel încât să conștientizeze prin ce stări trec, ce emoții au și cum le impactează lor corpul. Așa că din propria ta experiență mi-ar plăcea să ne povestești ce se întâmplă de fapt atunci când avem emoții negative, ce se întâmplă la nivelul creierului nostru, ce se întâmplă în restul corpului nostru. Am să încep prin a spune că și pentru mine este ceva nou, chiar dacă am experiență cu pacienții, cu clienții în cabinet, toată această situație este o situație foarte nouă, cred că pentru toată lumea. Și se schimbă dramatic felul în care vedem viața, felul în care ne vedem pe noi, felul în care vedem relațiile noastre, felul în care interacționăm. Deci ne aflăm în fața unei situații foarte, foarte noi. Da, ca să... Din experiența mea, sigur, pot să aduc multe lucruri care ar putea să fie utile. Aș începe totuși spunând că fiecare dintre noi trebuie să facem ceea ce avem de făcut, adică să respectăm toate regulile și să interacționăm și să ținem cont de toate sfaturile în ceea ce privește lumea exterioară. Însă noi, ca psihologi, ne ocupăm de lumea interioară. Deci, dincolo de tot ceea ce sunt recomandările ca să facem sau să nu facem în afara noastră... O igienă, practic, vorbim de o igienă de interacțiune și de acțiune, dar acum ne focusăm, practic, pe o igienă interioară. Da. Okay. Și în ceea ce privește, cum spuneai tu, igiena interioară, cel mai important este să înțelegem cum ne putem stăpâni emoțiile, cum le putem gestiona într-un mod în care să avem stabilitate și în interior o stare de bine. Stabilitate emoțională și stare de bine. Așa este. Practic în acest moment trăim cu această frică că ni se poate întâmpla ceva. Deja avem cele mai negative scenarii posibile, da, care sunt până la urmă alimentate pe toate căile. Și ce se întâmplă, de fapt, cu corpul nostru atunci când venim în contact cu aceste mesaje? Aș spune că toate mesajele acestea ne alimentează cu teamă pentru că noi, în principiu, considerăm, din punctul meu de vedere, un pic exagerat și greșit, că frica, așa cum este și în mentalul nostru, frica e un paznic bun. Și considerăm că atunci când ne este frică, ne putem proteja. Însă, ceea ce ne arată psihologia este un pic diferit. Evident că nu vorbim de inconștiență aici, ci de o stare emoțională foarte clară și liniștită, care să-ți permită să faci ceea ce este de făcut, să vezi esența în situații și să ai reacțiile cele mai potrivite.
Pentru că, da, pentru că, practic, ne așteaptă o perioadă foarte lungă în care o să trăim în această frică și asta o putem vedea de la vecinii noștri din Europa, de la chinezi și știm că cel puțin câteva luni vom trece prin faza aceasta. Una este să ne atace ursul sau să vedem ursul în preajma noastră, să ne apuce teama, frica și atunci, bineînțeles, să reacționăm, corpul nostru să producă adrenalină, cortizol și alte cele ca să ne mobilizeze corpul. Și alta e pe un termen scurt, într-adevăr, dar nu este suficient de scurt, de luni, de zile, în care corpul nostru să fie într-o reacție continuă. Frica este un mecanism adaptativ, dar e foarte diferit. Când ai un pericol real în fața ta, da, de care trebuie să te mobilizezi ca să scapi, să faci ceva, să-i faci față, și alta este când e un pericol pe care nu poți pune mâna, un pericol, să spunem, aproape invizibil, care este permanent alimentat de mass media. Deci este mai degrabă un pericol în mintea noastră, uh-huh, care ne afectează fiziologia. Și practic mintea noastră creează, și nu numai mintea noastră, prin toate mesajele date, creează această panică și mai departe, la nivelul corpului, se întâmplă ce? Ce se întâmplă atunci când trăim cu aceste emoții intense, n-aș spune doar frică, probabil că e un spectru mai larg, este că începem să ne deconectăm de realitate și să trăim mai mult în mintea noastră. Uh-huh. Adică să avem interacțiuni bazate pe niște scenarii care par foarte reale și atunci, practic, ne deconectăm de realitate. Nu mai avem reacții normale. Și realitatea este că suntem acasă, suntem în sânul familiei, alături de, poate, de copiii noștri, am putea să ne jucăm cu ei. Am putea să folosim această perioadă ca pe o mare oportunitate, de fapt. Mm-hmm. Să ne punem întrebări atât ca indivizi, cât și ca grupuri, ca și umanitate, încotro alergăm atât de tare. De fapt, ce vrem noi în lumea asta? Mm-hmm. E o oportunitate și să ne gândim la, de fapt, despre ce este viața noastră și cât de fragilă poate fi în condițiile acestea. Și în același timp, dacă ceea ce noi considerăm că este real, este cu adevărat real. Da. Este o oportunitate ca noi să ne întoarcem către interior, tocmai pentru că va fi, sau dacă nu este încă, probabil că va fi o intensitate foarte mare a emoțiilor negative și să învățăm, pentru că avem o situație care ne cam forțează să învățăm să ne gestionăm aceste emoții. Corect. Și aici, iarăși, psihologia, studiile din psihologie arată foarte clar că nu este foarte ușor pentru creierul nostru să facă diferența între o realitate existentă în afara noastră și o realitate interioară, între un pericol real, o amenințare reală la adresa vieții, integrității, securității și o amenințare pe care ne-o imaginăm sau pe care noi imaginăm cu mult ajutor din exterior. Adică cum vine asta? Că nu face diferență? Creierul reacționează la fel și dacă este un pericol real și dacă este un pericol imaginat. Mă gândesc că asta este precum acel moment în care ne uităm la un film de groază. Da. Și deși nu este niciun pericol în jurul nostru, atunci totuși simțim corpul cum se încordează, simțim acea stare de panică, deși este doar un film. Da, doar un film. Nu putem spune același lucru despre această situație, însă, da, întrebarea este care este cea mai bună stare interioară care să ne ajute pe noi să facem față acestei pandemii. Ok, deci avem posibilitatea practic să stăm, unii dintre noi am ales să stăm acasă, alții mai lucrează din când în când, să luăm scenariul în care suntem acasă. Și unii poate că au tendința să se uite toată ziua la știri, să vadă tot ce se întâmplă, să nu care cumva să scape vreo știre care ar putea să fie capitală și importantă. Și atunci, ce avem de făcut? Stăm toată ziua pe televizor, conectați la știri sau ne găsim momente de liniște?
ce ar fi util și de ce ar fi util într-o direcție sau alta? Eu pot să vă spun ce am văzut la mine în familie, la mine în casă. Eu am fost ocupat, am lucrat la cabinet și familia mea acasă a fost expusă la știri. Când am ajuns acasă, m-au întâmpinat cu spray-ul, cu nu pune mâna, cu ok, ce s-a întâmplat cu voi? Deci i-am văzut afectați. I-am văzut afectați destul de mult. Deci eu aș recomanda să fim foarte zgârciți cu urmărirea știrilor. Nu aș spune hai să nu ne uităm deloc, dar hai să ne uităm doar la ceea ce este cu adevărat important, esențial. Nu să fim în contact cu toate noutățile, nu cred că este ceva pozitiv. Și în același timp sunt o mulțime de oameni, unii dintre ei de bună credință, alții sunt un soi de oportuniști care încearcă să iasă în evidență, care publică și care încearcă să transmită, să ajute, să facă, să... Dar toate ajutoarele astea și toate informațiile astea sunt într-un cadru mai larg care este avem un pericol, trebuie să ne luptăm cu acest pericol. Și practic amplifică această stare generalizată de frică și de panică și ne amplifică scenariile și ne fac să simțim în interiorul nostru că sunt din ce în ce mai reale și din ce în ce mai periculoase. Deși dacă ne-am, să zicem, ne-am izolat acasă... Dacă ne-am izolat acasă, și aici este un semn de întrebare, pentru că cea mai mare pedeapsă pentru un pușcăriaș, știi care este? Care? Să se izoleze, să fie izolat în casă. Să fie izolat în... Celulă. În celulă, da, într-o celulă specială. Mm-hmm. De ce? Pentru că acolo rămâne singur cu mintea lui. Da. Deci aș recomanda mai degrabă să ne expunem la informații pozitive, nu să ne... să ne prefacem că nu există, să ignorăm ceea ce este, inclusiv emoțiile noastre, nu trebuie să le ignorăm, ci să încercăm să facem ceva cu ele, să le gestionăm în așa fel încât starea noastră de stabilitate emoțională să contribuie la o imunitate bună, la reacțiile fizice și psihologice cele mai bune în situația actuală. Pentru că, de fapt, cum putem să ajutăm imunitatea? Tot din studii, dar vă spun și din experiența mea și personală și cu clienții mei, un organism care este supus stresului, chiar dacă nu are o inflamație în corp, chiar dacă nu are o afecțiune fizică, are aceleași reacții ca și cum ar avea o afecțiune fizică. Deci, cu alte cuvinte, frica, furia, durerea, toate emoțiile negative sunt răni. Uh-huh. Sunt răni care pot fi percepute chiar la nivel fizic, prin toți hormonii care se eliberează și care, pe termen lung, au efecte devastatoare asupra organismului. Sunt câteva experimente care arată ce se întâmplă. Aș putea să... Mi-am adus aminte de niște experimente pe șoricei. E ok să vorbesc despre ele? Un medic francez laborit, din câte mi-aduc aminte, a expus șoricei la un curent electric într-o cușcă de metal și atât timp cât șoricelul avea posibilitatea să iasă din cușcă, toate caracteristicile lui fiziologice, toți indicatorii, erau parametri normali. Deci chiar și după 2 săptămâni de stres, șoricelul respectiv era în regulă. În momentul în care i s-a închis ușița și n-a mai putut să fugă din cușcă, foarte rapid s-a deteriorat. Nu era un curent care să-l afecteze mortal, dar era un stres permanent. Și în decurs de tot așa 2 săptămâni, șoricelul respectiv a ajuns cu indicatorii într-un foarte scăzuți, într-un declin aproape de moarte. Da. Și practic la noi, în momentul de față, curentul ar reprezenta aceste gânduri negative, aceste mesaje negative care vin către noi. Mesajele negative care vin către noi și cele pe care noi înșine le amplificăm. Amplificăm, da. Dar mai mult decât atât,
acest medic a continuat experimentul și a pus doi șoricei în aceeași cușcă. Atât timp cât ușa era deschisă. Erau soț și soție? Da. Okay. Aveau și copii. Și atât timp cât ușa era deschisă și ei puteau să fugă, nu s-a întâmplat nimica. La fel când le-au închis ușa, ce s-a întâmplat a fost foarte interesant, că ei au început să se bată, să se lupte. Și culmea este că după două săptămâni, deși un șoricel singur, într-o cușcă, a fost foarte afectat, doi șoricei într-o cușcă nu au fost atât de afectați. Okay. Nu, deci ei și-au păstrat sănătatea fizică, dar au descărcat toată frica și furia în relația dintre ei. Deci ne putem aștepta ca și acasă, acum dacă ne izolăm, să ajungem să avem anumite semne de agresivitate. E posibil. E posibil pentru că pandemia asta are un, să spunem așa, există un specific aici. Celălalt poate deveni inamicul tău. Adică poți să fii prieten cu el, poți să fie soț, soție, dar dacă știi că este afectat, atunci vrei să te protejezi. Normal, vrei să-ți protejezi copilul, vrei să-ți protejezi părinții sau vrei să te protejezi chiar pe tine. Și e foarte interesant, nu știu dacă noi ne-am mai confruntat cu așa ceva până acum. Poate puțin noi, la nivelul noastră, acesta generalizat, este ceva ce avem de învățat acum. Însă, ca să revin, ca să dau câteva sfaturi foarte concrete legate de emoții, și după cum spuneam, creierul nu face diferența între un pericol real și un pericol imaginat. Cu alte cuvinte, dacă noi ne rămânem cu imaginația noastră la, cum să spun eu, afectați de toate aceste surse de informații și nu ne stăpânim gândurile și emoțiile, vom fi la fel de afectați ca și cum realmente ar fi bolnavi. Cum reușim să ne stăpânim emoțiile și gândurile? Păi, recomandarea aici ar fi, este un pic contraintuitiv. În principiu, un om care simte o emoție negativă, ce încearcă să facă? Să scape de ea. Nu? Cam asta e. Sunt câteva modalități pe care oamenii obișnuiți, chiar și oamenii mai puțin obișnuiți, le utilizează și le-aș enumera aici. Dacă. Deci unul este să mă prefac că nu există, să o ascund. Noi îi zicem reprimare. Ascund emoția. Ți-e frică? A, nu, mi-e frică, mie nu mi se întâmplă nimic. Da? Asta e reprimare. Și sunt cei care în momentul de față merg la serviciu, care merg peste tot, în magazine, în spații publice și neagă ce ar putea să îi se întâmple. Frica și neagă, da. Ei spun, nu, mie nu mi-e frică. Nu mi-e frică, domnule, dau cu țuică, dau cu ceva. Totul e perfect. Niște acatistă la biserică și totul se rezolvă, da. O altă modalitate pe care o utilizăm uneori, unii mai frecvent, alții mai puțin frecvent, este să evităm, să ne distragem atenția. Dom'le, de ce să ne uităm noi la știrile astea? Mai bine să ne uităm la o telenovelă, la sport, la ceva pozitiv. Ne prefacem că nu există, da? Okay. Sau plecăm undeva, sau ne izolăm, sau pur și simplu nu ne uităm la lucrul respectiv, ca și cum n-ar exista. Asta e distragere sau evadare. E ca și cum, nu știu, ai mizerie în casă, și nu-ți mai place, că nu e nimeni să facă curaj și te duci și stai la un hotel de 7 stele o lună de zile în Dubai. După ce vii acasă, ce să vezi, mizeria este tot acolo, ba, am mai făcut și mucegai. Deci asta e distragerea. Emoțiile nu pleacă. Sau ești acasă și nu te mai uiți la mizeria respectivă, eventual pui un covor peste. Exact. Da. Dar ea rămâne acolo și o să o găsești peste un an, peste doi ani. Emoțiile se acumulează în interiorul organismului și peste un anumit prag apar schimbările fiziologice. Deci asta ar fi, prima ar fi ascunderea emoțiilor, negarea, reprimarea, a doua ar fi distragerea, o altă modalitate greșită, deci am curajul să spun asta, nu este total greșită, jumătate greșită, este exprimarea emoțiilor.
E o întreagă filozofie aici cu... Mai bine să-ți exprim. Da, cred că e mai bine decât să le reprim, să le exprim, dar în situația asta, în primul rând că mecanismul care produce emoția, filmul pe care tu l-ai în mintea ta, nu dispare, doar te răcorești un pic pe moment și în al doilea rând îi afectezi pe cei din jurul tău. Da. Și după o vreme te încarci din nou. E ca și cum ai o basculantă plină de gunoi și o vergi la groapa de gunoi. Și zici, vai ce bine. Dar după care basculanta ta se duce și ia un alt gunoi și ești tot timpul plin cu gunoi. Deci astea sunt trei modalități pe care omul obișnuit le utilizează ca să facă față emoțiilor. De fapt, să nu facă față emoțiilor. Să fugă de ele, să le ascundă, să se prefacă că nu sunt. Și bineînțeles, am spus a treia, punerea în act. Deci dacă frica te copleșește și atunci te dezorganizezi, pur și simplu comportamentul tău, reacțiile tale sunt dezorganizate. Sunt dezorganizate la nivel de individ, dar se pot dezorganiza și la nivel de grup. Și atunci ce facem în cazul? E, asta este. Acum vine salvarea. Te eliberezi de emoții. Probabil că unii dintre cei care ne ascultă sau ne privesc își imaginează că știu ce e eliberare. Pentru că e un cuvânt din limba română, seamănă cu descărcarea, cam așa e. Deci dacă te descarci, te și eliberezi. Nu este adevărat. A te elibera de emoții este ceva foarte, foarte diferit. Pentru că în mod obișnuit etichetăm emoțiile. Deci dacă te-aș întreba, frica este bună, ce ai să-mi spui? Păi, în anumite situații e bună. Dacă îl întâlnesc pe urs, atunci e bine să-mi fie frică ca să mă mobilizez și să fug. Sau în anumite... Dar dacă ești calmă, nu fugi mai bine? Nu știu. Exact, deci nu o să știm ce... Deci, în principiu etichetăm emoțiile și le considerăm ori bune, ori negative. Adică punem o etichetă, le polarizăm. Și vrem să le simțim pe alea bune atunci când e nevoie de ele și vrem să fugim de alea rele. Și cu toate astea, de ce mai multe ori, cred că petrecem timpul în emoțiile negative decât în emoțiile pozitive. Dar hai să revenim deci cumva aici, cum ne eliberăm de ele. Deci... în primul rând, asta este foarte important, să nu le mai etichetăm. Deci că dacă etichetezi o emoție ca fiind negativă sau ceva indezirabil, este firesc, răspunsul organismului este logic să fugi de ea, să scapi de ea. Deci o emoție este doar o emoție. Este doar o emoție și nu este o realitate. Un film din mintea ta este un film în mintea ta și atât. Foarte puțin oameni înțeleg distinția asta. Dar e o distinție fundamentală. Dacă tu știi că o emoție este doar o emoție, că o imagine din mintea ta este doar o imagine din mintea ta și nu este realitatea, și că de fapt e foarte greu să cunoști realitatea, acum o să spun ceva un pic mai complicat, de fapt nu cunoști realitatea, ci cunoști dialogul tău despre acea realitate. Dacă, de exemplu, te întreb acum și invit pe toată lumea să facă experimentul ăsta, gândește-te la tine, care sunt calitățile tale? Că sunt determinată? Nu. Gândește-te în interiorul tău. Ah, ok. Ești determinată. Mm-hmm. De unde știi asta? Mm-hmm. Să răspund sau să fie tot dialogul în interiorul meu? Pentru că atunci când îmi propun ceva, mobilizez. Ok, deci tu acum mi-ai spus care e dialogul tău interior. Da. Mm-hmm. De fapt, este un dialog în interiorul tău. Mm-hmm. Puteai să-mi spui orice altceva. De ce ai ales tu chestia asta? Deci este o poveste care vine din spate, e o poveste care vine de mult timp și pe care tu o menții activă. Și tu crezi în ea. Asta e dialogul nostru interior. Dacă te întreb despre cel mai bun prieten pe care l-ai sau despre ce ai făcut ieri, o să ai iarăși un dialog despre ce ai făcut ieri sau care e pasta de dinți care îți place. O să ai un dialog despre pasta de dinți care îți place. Dacă te întreb despre orice, tu în mintea ta o să ai deja un dialog. Și atunci asta nu face decât să ne mențină în acea idee. Că... Acest dialog este intermedierea între noi și realitate. Corect. Noi nu cunoaștem realitatea, ci cunoaștem ceea ce spunem despre această realitate. Deci aici, ăsta e locul în care noi putem să intervenim. Putem să facem ceva, să ne gestionăm acest dialog. De exemplu, dacă noi etichetăm, mi-e frică, o emoție drept negativă și încercăm să scăpăm de ea, normal, asta ne va afecta. Pentru că există și o lege în fizică, da? Legea 3 a mecanicii. Da. Dacă exerciți o acțiune asupra unui corp, acel corp va exercita la rândul lui o acțiune
de sens contrar și cu aceeași intensitate, cu aceeași forță, da? Adică, în interiorul nostru, frica, deși este doar un sentiment, nu este ceva pe care să pui mâna, pe care să-l măsori. N-a făcut nimeni poze cu frica, da? Dar toată lumea vorbește despre ea, sunt cărți multe scrise despre ea, dar nu a văzut-o nimeni. Este ceva în interiorul nostru care poate fi gestionat în interiorul nostru. Dacă ne raportăm la ea negativ, o etichetăm și încercăm să o forțăm, să scăpăm de ea, care va fi reacția ei? Pentru că știe fizică. Se va întoarce împotriva noastră și vom amplifica această frică. Deci, și plus că e a noastră, ne aparține. Adică exact. Orice am face va fi a noastră. Și e ca și când ar fi legată de un elastic și noi vrem să ne îndepărtăm de noi și pe măsură ce vrem mai mult să ne îndepărtăm, ea va ricoșa și mai tare. Îți dai seama cu forța cu care ai îndepărtat-o vine înapoi și te lovește. Da? Deci ce recomand este să învățăm, și de-aia spun că este o oportunitate, pentru că majoritatea oamenilor probabil niciodată nu au fost atenți la ce se întâmplă în interiorul lor. Suntem pur și simplu ca niște roboței din anumite puncte de vedere. Interacționăm cu lumea după dialogul pe care ni l-am format în educația noastră, de la părinți, de la mediul nostru, de la și așa mai departe. Să fim atenți la ce se întâmplă în interiorul nostru, să observăm pur și simplu emoțiile noastre și să nu le etichetăm. De exemplu, aș putea să spun, mi-e frică. Da, observ frica. Îmi este frică și spun cu voce tare. O obiectivez. Când o obiectivez, o numesc, ea devine mai mică ca mine. Îmi este frică. Și poate să apară un oftat, o eliberare. Îmi este frică, da? Îmi este frică. Deci mă obișnuiesc cu ea, o accept. Este o formă de acceptare. Să recunosc că am o frică este o formă în care... Deci nu este același lucru cu descărcarea. De exemplu, sunt furios. Simt furie. Descărcarea înseamnă să-mi descarc furia pe cineva sau pe ceva. Când spun simt furie, sunt în contact cu furia mea și sunt mai mare ca ea. Adică eu obiectivez și constat, surprinzător, că nu sunt furia mea și că ea scade încetul cu încetul. Și mai pot să mai fac încă un pas. Spun simt furie, simt frică, hai să luăm frica, că asta e la mod acum. Simt frică, îmi este frică că aș putea să pățesc ceva, mi este frică că familia mea ar putea să pățească ceva, mi este frică, mi este foarte frică și când mă uit la televizor mi este și mai frică. Mi este frică. Și e ok. Asta este, dacă vrei, condensez în ce spun mult din... Multă psihologie, ca să nu facem aici o lecție, e multă psihologie de profunzime în ceea ce spun. Să recunosc și să accept cât de bine pot eu. Atenție, acceptarea e un cuvânt și foarte ușor putem să denaturăm acceptarea crezând că dacă eu spun accept, accept, accept în mintea mea, este și o acceptare sufletească. Acceptarea este la rândul ei și o atitudine, dacă vreți, sau în același timp, este o emoție. Putem să o trăim ca pe o emoție. Emoția de a accepta lucrurile. Din punct de vedere energetic, emoția asta este mai mare decât frica. Și atunci, frica devine obiectivată, iar eu devin acceptare. Eu mă identific cu acceptarea. Ok, deci primul lucru ar fi să sesizez care îmi este... emoția, respectiv frica. Și să nu o pun în acțiune. Să-mi spun, simt frica și apoi să spun, este ok. Și este ok. Adică, trebuie să semnăm un armistițiu sau un pact de neagresiune cu emoțiile noastre. Să ne împăcăm sufletește cu emoțiile noastre. Și apoi, odată ce ne-am împăcat, resimțim starea de liniște, de stabilitate, de claritate și asta e interesant, că mintea se clarifică. Căpătăm claritate mentală și odată cu claritate, cu limpezime, putem să percepem ce este de făcut mult mai rapid și ce nu este de făcut.
Și putem să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Pentru că altfel mintea noastră va fi într-o ceață a fricii, într-o ceață a... Frica nu are doar efecte fiziologice în corpul nostru, dar ne afectează și capacitatea de a gândi corect, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a face raționamente. Ne afectează și toate capacitățile, în primul rând intelectual. Și în plus citisem undeva că o emoție de fapt nu durează mai mult de 2 minute, dar ce o alimentează și o face să dureze mai mult este fix ceea ce spuneai tu mai devreme, dialogul acela interior. Dialogul interior și imaginea cu care asociem. Dacă suntem atenți la interiorul nostru, avem un dialog, avem o imagine și o emoție. Când le separăm și spunem, ok, las un pic dialogul ăsta deoparte, îl aud, las imaginea asta deoparte și mă uit doar la ceea ce trăiesc și observ că trăiesc frică. Atunci pot să intervin asupra fricii. Dacă cele două sunt asociate, e foarte greu, este aproape imposibil. În plus, atunci când apare una dintre emoții, o resimțim mai puternic în corp, în diferite părți ale corpului, corect? Da. Și la fiecare se poate manifesta în mod diferit. Da. Da, este ceea ce numim somatizare. Când simți o emoție în mod sistematic, o perioadă mai lungă, datorită principiului economiei pe care îl utilizează sistemul nostru nervos, e ca și cum creierul spune, măi, dar omul ăsta simte în fiecare zi frică, deci hai să nu ne mai facem probleme cu frica, o depozităm undeva, unde o depozităm? Păi, da, în principiu, există niște zone conectate cu emoțiile și medicina energetică chinezească le cunoaște foarte bine. Dacă e vorba de frică, are legătură cu rinichii, iar rinichii la rândul lor au legătură cu toate organele interne, cu spatele, cu... Consultați un tratat de medicină chinezească și acolo o să vedeți mai bine. Da, nu o să intrăm acum în acest detaliu, dar ideea este ca oamenii să fie conștienți că atunci când au astfel de emoții puternice, practic, în loc să pregătească corpul, în cazul în care, Doamne ferește, ajung în faza de a lua COVID-19, în loc să-l pregătească, să aibă imunitate, nu face decât să-l slăbească. Îl pregătesc ca să fie slăbiți. Da, da. Și atunci, dacă sunt conștienți că emoțiile își lasă amprenta în corpul nostru, bine, și emoțiile negative, dar și emoțiile pozitive, înțeleg să nu le, catalogăm. Dar... Emoțiile sunt bune. Sunt ok. Emoțiile sunt ok. Ele sunt și cu asta gata. Da. Și este în regulă să fie. Asta este, cum să spun eu, natura noastră umană. Dialogul interior este. Oricât ne-am chinuit să-l scoatem, el este acolo. Dar să fim conștienți că noi nu suntem emoțiile noastre, noi nu suntem dialogul nostru interior, noi nu suntem imaginile din mintea noastră. De ce? Pentru simplu motiv că le putem observa. Și când le observăm, le obiectivăm și suntem mai mari. Și ce suntem noi? Uite, perioada asta poate o să ne... oferă ocazia să ne gândim mai mult la aceste aspecte. Ce suntem noi, de fapt? Dacă noi putem vedea, noi putem observa ce se întâmplă în interiorul nostru. Probabil că nu suntem nici emoțiile, nici mintea, nici măcar corpul. Suntem mai mult decât atât. Da, îmi place expresia asta, că suntem mai mult de atât. Da. Suntem mai mult decât atât pentru că noi nu avem nevoie de motive ca să ne acceptăm emoțiile. Noi putem lua o decizie. Pot să-mi accept frica sau să nu mi-o accept. Pot să-mi o accept pentru că e bine, pentru că, adică am o mulțime. Se numește raționalizare. Nu este același lucru, pentru că o accept din cap. Dar dacă o accept sufletește, mă împac cu frica mea, pentru că, da, este frica mea, este o parte din mine. Și este în regulă să simt și frică, dincolo de toate celelalte, apare pacea. Practic, din ce mi-ai spus până acum, e important să conștientizăm că avem o anumită emoție, primul pas, și nu să o ascundem. Pentru că etichetând-o drept indezirabilă, tendința este să scăpăm de ea. Ce facem cu bărbații? Bărbații nu sunt educați să fie conectați la propriile emoții. Să zică, nu, eu sunt puternic, eu mă lupt aici... alături de familie. Cam care ar fi o manifestare a unui bărbat care
își ascunde emoțiile în perioada aceasta? Cum s-ar manifesta el? Aș spune că un bărbat s-ar putea defini prin curaj, nu tot, dar bărbatul cred că are nevoie de asta, de curaj. Mm-hmm. Da, și curajul este o emoție mai puternică decât frica. Okay. Aș spune că a avea curaj nu înseamnă că nu ți-e frică. Okay. Înseamnă că faci ceea ce este de făcut în pofida fricii. Și poți să fii conștient că faci asta pentru că ți este și frică. Chiar dacă ți-e frică. Exact. Chiar dacă ți-e frică, ai luat decizia să faci lucrul respectiv. Dar, sigur, să mai pot face și alte lucruri. Adică, la bărbate intervine și modelul ăsta educațional în unele familii, că bărbații nu plâng, bărbații nu simt frică, doar fetițele și... N-aș vrea să intru în toată chestia asta, dar... Nu intrăm, dar doar ca să fie... Eu aș spune așa, și bărbații au suflet. Ok, să fie conștienți că și ei au nevoie să conștientizeze prin ce trec. Da. Au nevoie ca să poată să-și protejeze familia. Au nevoie să fie bine cu ei, împăcați, pentru că ei sunt modele pentru copii, până la urmă, mai ales pentru băieți. Să fie împăcați cu emoțiile lor. Acum, e un paradox. În momentul în care tu te împaci cu o emoție, te împaci cu emoția ta, emoția ta dispare. Pur și simplu dispare. Ce se întâmplă cu ea? Se dizolvă. Se alchimizează. Se transformă în altceva. Se transformă în curaj. Se transformă în pace sufletească. Și pacea sufletească este o platformă mult mai bună ca să iei decizii și ca să acționezi. Ok. Mulțumesc.